regăsit, asta vreau să gătesc cu voi, o salată mexicană care se face din carne de pui, ardei roșu, ardei verde, ardei galben. Carnea de pui e aici, pieptul de pui, care îl condimentăm cu usturoi pudră, pui pe el, chimeon, ați auzit bine, chimeon, se pune pe el, sare, piper, ăsta e chimeonul, așa arată, nu chimen, chimeon, e diferit. Îl găsiți la toate magazinele, se găsesc unde au condimente, nu la Lidia mea. Așa, și după aia pui, o să punem și un picuț de paprika, pe care o să găsesc pe aici, pe undeva, da? Un strop de paprika, ca să fie așa, să aibă și gustul bun, da? Dar să prinde și un strop de coloruță, îmi place mie așa, nu mult, nu mult, nu mult. Și condimente, dacă îți place să fie iute, poți să o faci iute, dacă nu îți place să fie iute, pui numai sare, piper, și ardei, asta are și ardei uscat, care îi dă gustul foarte, foarte bun. Ulei pui la ea, 100% ai nevoie de ulei, un picuț dacă vrei de cimbrușor și după aia o lași să stea cel puțin 20 de minute, o pui așa și o lași să stea deoparte sau o lași în frigider de astăzi până mâine sau cum ai tu chef să-ți o faci. Folosim la ea un pachet de chipsuri, da? Eu le-am luat astea marile, uite așa, e 300 de grame. Acum, la 300 de grame, să știți că tot la fel eu am pus brânză, o să vedeți când e gata brânza, jumate de kilogram de piept de pui, 600 de grame de piept de pui am acolo, de la fratele Marin, bineînțeles. Și astea le facem toate la tigaie sau la grătar, dar la tigaie de obicei. După aia punem ardei, ceapa, toate și le mestecăm toate împreună, le turnăm peste și deasupra vine foarte multă, punem brânza asta care este extraordinară și deasupra punem salată sau smântână sau guacamole sau ce-ți place. Sau îl mănânci numai așa cu brânză, brânza face totul. O să vedeți că am pus la microunde brânza, o să fie cheddar cheese. Și, cum îi zice, brânza topită împreună cu lapte. Doar să treacă laptele peste, îl mesteci, îl pui în microunde. Pe foc poți să-l faci, dar trebuie să ai focul foarte, foarte încet, că se prinde foarte repede pe fundul cratiței, indiferent. Dar aveți să vedeți ce fain ai. O faci la minut, tai salata, uite, de la mine din grădină, zici, iar încep să ce lauzi, pe ne laudăm cu ce avem. Și după aceea o să fac, bineînțeles, cu un ardei, uite, niște ceapă verde cu niște roșii și le pun în șalea deasupra și cu pătrunjel. Delicioase. O să zici, nu se face cu pătrunjel. Păi nu, se face cu coriandru, dar noi nu avem așa coriandru de fiecare dată și dacă nu avem, mie îmi place chiar mai mult cu pătrunjel, că ăsta e pătrunjelul nostru. Coriandru este pătrunjelul mexicanilor. Bun. Aici, bineînțeles, că am un gem de căpșuni, pe care imediat îl punem. La 2 kg de... Am mai luat eu un picuț din el. La 2 kg de... la 2 kg... Merge, cameramenul merge. La 2 kg de căpșuni eu pun 1 kg de zahăr și este chiar foarte bine și storcă lămâie. Le las în frigider 2 zile și după sau o zi, 24 de ore și după aia le pun la fiert astăzi. Mâine le las afară, dar mâine iar le mai fierb odată. Și atunci le bag fierbinți în borcane, le pun într-o oală, pun pe ea, aveți să vedeți, prosoape și zici, o cuptușesc. Așa am fost crescuți. Așa maică mea, tu ce Marcelă și ia pătura și de acolo și cuptușește-le așa bine ca să rămână pe iarnă. Așa eram, așa a fost. Ce bine a fost, bine a fost. Atât cât am avut a fost suficient, n-am avut nevoie de mai mult. Pentru că Domnul s-a îngrijit de noi în toate lucrurile. Acum, bineînțeles că n-am uitat să vă citesc, n-am uitat să binecuvânt oamenii care stau alături de noi. Lipia asta am să o fac mai târziu cu de toate pe ea, dar să vezi că am o imaginație. Asta e focaccio, lipie din piață, costă 6 lei cum te baci direct în piață pe partea stângă, nu la prima, la a doua, o să vedeți acolo. 6 leuți, o minune de pâine, o iubesc. Și acum nu am cum să mulțumesc domnului Marin.
Am și băgat niște costițe acolo ca să facă în două ore și vreau să le vedeți când îți gata. Nu pot să țin cameramenul două ore, dar pot să le scot când îți gata, cam nimai devreme și să vi le arat ce minunăție poate să fie. Și aici, bineînțeles, că ce credeți? Am eu aici un prieten de-a meu, drag și scump, o familie scumpă, Coco, cu langoș și lui, da, din piață. Îi spun Coco, dă-mi și mie un langoș. Uitați-vă aici. Asta e cu brânză. Ia, stare jumătate de chil. Minune. Ne-am și zis, cred că am să mănânc până când îi, uite aici, în piața Mihai Viteazu, normal. Cum intri, te duci până, cum intri pe aici prin față, te duci până în capăt, faci stânga. Uitați-vă ia, ce înseamnă să dăruiești, uitați-vă ce înseamnă, tot eu am mușcat de acolo, stați cu minți. Și apoi ăștia dau la alță. Uitați-vă aici, ce înseamnă să dăruiești. Mă duc la el și îi spun și el. M-a venit Andrew, precinul nostru din Atlanta. Îi plac tare langoșe, zic, dă-mi și mie. El așa, mă zic, copilă. Doamna Marcela, m-a spus așa. Am observat un lucru. Că atunci când dăruiesc, Dumnezeu îmi dă cu toată dragostea înapoi. Asta înseamnă dăruirea. Să dai din ce Dumnezeu ți-a dat. Și acum ia, i-am zis, dăm două să ți le pun aici, că tu ești prietenul meu. Uitați-vă aici. Ce înseamnă bunătatea unui om? O să zici, da, dar tot așa am o dat. Și când n-am zis nimic de el, stați cu minți. Uitați-vă aici. Uitați-vă. Știți de ce? Chiar îmi spunea o doamnă când am fost azi la Căla E. Zice, doamna Marcela, dar și dumneavoastră puteți să faceți. Și fac langoș, ați văzut că voi faceți cu mine. Zice, de ce nu ești așa? Pentru că aici le dă în baie de ulei, în 20 de litri de ulei. Și când el îi dă drumul aia acolo, el o prăjește pe tălocul. La noi n-are inge. Că pe aici rămân găurile alea care nu au ajuns uleiul la ele. Atâta putem. Așa, le pun. Ia, uitați-vă. Uitați aici cum îs. Și la ca. Stați cu minți că și la camera mea îi dau. Logic. Mă întrebi, zău. Ok. Nu înainte ca să vă citesc un verset. Un verset minunat. Și am să vă citesc acum. Nu știți, n-ați auzit, Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit, mărește puterea celui care cade în leșin, flăcăi obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Și zic eu așa, pentru că Domnul este de partea lor. Când călătorești cu Domnul, când călătorești cu Domnul, nu obosești și nu ostenesc oamenii. Oamenii îi vezi obosit și când auzi un om că tot timpul îți spune că el e foarte obosit, că e distrus, să știi că ăla se obosește degeaba. Dar Domnul este Tatăl nostru. Noi suntem lutul. Tu ești olarul care ne-a întocmit. Suntem cu toții lucrarea mâinilor tale. Amin. Când ajungi să spui Domnului, Doamne, toată lucrarea care ai făcut-o în mine, eu sunt lutul, tu ești olarul, m-ai făcut după cum ai dorit tu. Pentru că olarul, când ia lutul în mână, face oale
și face, prelucrează lutul așa cum dorește el. Și nimeni nu poate să-i spună olarului, de ce ai făcut oala asta așa de mică? De ce ai făcut oala asta așa de mare? Dar nu uita că oala aia mică, care tu crezi că e neînsemnată, are, uite-te aici, are putere mai mare, stabilitate mai mare. Și am să spun că dacă am oale mare acasă, care e făcut, fundul e făcut jos, da, partea de jos e făcută subțire, și dacă nu un picuț, ai făcut-o să clatină. Și când ai văzut o oală de asta mică, dacă Domnul ți-o mai făcut ție și inscripții pe ea, și dacă Domnul te-a colorat cu bunătate, cu frumusețe, cu dragoste, cu dărnicie, cu o inimă bună, cu sănătate, cu o familie frumoasă, cu o țară minunată în care să trăiești. Dacă te întorc pe tine, ca și oala asta, ca și această cană, în fiecare pătrat, în fiecare triunghi, am să văd o frumusețe, o culoare. Exact la fel ne-a colorat Dumnezeu pe noi. În fiecare triunghi din asta a pus culoarea verde, să fii binecuvântat, roșu, să ai dragoste pentru Dumnezeu și pentru cei din jurul tău, maro, ca să te bucuri de toamnă, albastru, să te uiți la cer în fiecare dimineață și să-i spui așa, Doamne, îți mulțumesc că și astăzi ai lăsat o zi minunată peste mine, peste familia mea, peste casa mea și peste țara mea. Și pentru aceasta îți mulțumesc. Ești frumos când te întorc pe toate părțile și văd în tine o frumusețe pe care olarul a pus-o în lut și l-a prelucrat. Avem o cântare, Doamne, precum vrei, așa fă tu. Tu ești olarul, iar eu lutul. Fă-mă ca să fiu pe placul tău. Atunci când stau în prezența ta și la cuvântul tău. Călătorește cu Domnul. Se merită. Se merită. Fiți binecuvântați. Și acum, cameramenul va trebui să mai... S-a terminat brânza. Mai va trebui și să mai muncim un pic, că ne drag să muncim. Doamne, atâta e frumoasă munca, vă spun sincer, o iubesc. Deci, sora mea, tată, să vă umbli dintr-o parte în alta. Nu ce obosești, bă, da, mă obosesc și eu că som. Dar, mi-e drag, ei, uite aici brânzica mea, da? Și o face acum așa, bine de tot, până să face. Dar nu cu asta faci, pentru că trebuie să o mesteci bine. Și pentru asta trebuie un tel din asta, știi? Până când devine cremoasă. Și una să răcească. Pui deasupra pe asta, e frumoasă, e faină, e bună. Are și culoare, are și textură bună. Cheddar cheese-ul este o brânză faină care și pretează la topit, știi? Nu numai atâta că o mănânci. Poți și să o ras deasupra pe ea, dacă o ras deasupra pe chips, atunci trebuie să le bagi în cuptor. Un picuț, dar e mai faină așa dacă o faci, uite așa. Da? Ce faină e. Foarte faină. Devine cremoasă, că imediat când se răcește, știi, începe să facă cremă. Uite, e o cremă. Lapte, cheddar cheese 200 de grame am pus eu aici și 6 bucăți felii de brânză topită, din aia de sandwich-uri, care scrie brânză topită sau la tub. Poți să iei tot așa tubul. Iei un tub, pui asta și laptele să treacă, nu chiar să treacă, la nivelul brânzei să fie și absolut per... Uite ce faină. Te iubesc. Bun, hai să vedem aici. Na, până atunci, hai dacă ascult aici. Asta este gemul meu de căpșuni. Și acum sora mea Dana, da, care face și sora mea Luci, și toată lumea care face gemuri bune, zice așa, ia așa, așa, pune pe farfurie și dacă ăsta stă așa, îl iei și îl faci așa,
și nu se duce dintr-o parte în alta, curge doar un pic, înseamnă că e fiartă. Așa am auzit și eu. Acum o mai lăsăm un minut, două, până face, uite, gata, ia, uite aici. Să face și mai repede de acolo așa în frigider, știi? O pun așa pe jumătate, că e cam sare, știi? Cam zboară pe de margine. Mă duc aminte când mamei făcea, zice, aduceți-vă de și... A, așa înseamnă. Bă, știi când am fost, când maică mi-a spune mie, când eram în bucătărie, că să plecăm de pe lângă foc pentru că s-ar putea să ne arșăm, mă gândeam, da, sigur, vii tu să-mi spui tu mie. Eu mă credeam mare la 7 ani. Dar ea sărăcuța, întâi una, zice, feriți-vă, aveți grijă. Și îmi aduc aminte că după ce am crescut mari și mama mea au crescut 5 copii și o femeie grozavă, o femeie puternică, o zis, am crescut 5 copii și nepoți, dar nici unul nu s-a opărit și nu s-a ars. Da, fi strigată pe noi. Plesc! Ne mai plesnea când ne băgam degetele pe acolo. Dar am crescut fără ca să avem probleme. Deci mamele care au fost așa, să știți, că nu din răutate au făcut. Ia că și cameramenul. O făcut pentru că le-a fost frică să nu se întâmple ceva cu tine și cu mine. Da? Aveți grijă. Așa că și pe copil. Mă văd acum mai nou cum îi lasă. Îi lasă să se urce pe tăluc. Da, și vai de mine. Și vreau să vă mai spun ceva cum era. Zice maică mea câtă noi. Bă, ce vrei după ce ți urcași acolo sus? Că nu-ți folosește la nimic. Așa era. Dacă eu mergeam pe un deal cumva și dacă picam de acolo și era, zicea, după ce să vă, nu vă urcați în locuri care nu vă folosesc la nimic și nu duc la nimic. Nu te du. Nu alerga după să vezi. Că după ce ai venit acasă, ai uitat și tăi pe pozele și alea ce uiți, așa te le vezi și pe internet. Auzi pe ăștia zicând, aha, mă duc în concediu, aha, mă duc, aha, ai grijuță de bănuți. Și mulțumește lui Dumnezeu că ai de tăice. Și că copiii tăi sunt lângă cine. Și le merge bine. Da, atâta de scumpe, îți le văd pe-n piață. Mă întâlnesc cu o grămadă de ele, mame, bunici, tot. O, e ziua lui nepoată mea, e ziua locutare. Uite, de exemplu, astăzi am fost la Langoș și îmi spune doamna de la Langoș și cu ginerii și zice, o, azi e ziua lui fiică mea, dorim să aibă binecuvântări la mulți ani, e o scumpă de fetiță. Deci fiica mea a făcut la prăjituri și le-a pus la fiecare câte o bucățică în caserole. Este o muncă care și este un sacrificiu care mamele le fac. La rândul nostru, mamele noastre au făcut pentru noi. Mă aduc aminte de mama mea că făcea prăjitură. Ce prăjitură? Făcea un cake acolo, un pandișpan, un blat. Și după aceea ne punea pe noi să dăm brânza prinsită, punea vanile. O mesteca cu un pic de smântână, cu smântână și o punea pe tort. Asta era tortul plăcut tatălui meu. Și maică-mea, normal că făcea. Și după ce ai făcea storză, zice. Ia storză, mâncați. Acum le trebuie confeturi. Și atunci zice că au probleme cu zaharul. Ia, acum zic eu că acum, iar vin cu farfuria ca sorme, da? Dana. Sora mea Lucile știe fierbe, dar Dana, ia. Uh-huh. Acum s-o mai întărit, vezi-o? Ia. Ține așa, uite și cameramenul știe, ia. Ai văzut cameramenul? Să începem pe calea și-ai bună. Așa, faină-i. Place să mai fac așa căci un pic de gem. Și are și culoare și, uite, o rămas căpșunile întregi. Faină, 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 faină. O să zici, vai, mare lucru. Ha? Da, pentru mine este. Ia. Am făcut anul trecut, tot așa un pic, că nu fac eu nu știu cât de multă, cât am să fac la dulcinea și la asta și la tece. Mă, dar pe fraților, ia mă, nu știu ce spătoare. Dar păi ce crezi, atât am fiert-o până s-a făcut, nu vă spun cum, aproape beton. Cum? Aproape beton. Ia. Ok. Nu cred că am mai mult de 3 borcani acolo. Ia ca și să le cușculesc un picoț. Ia. 3 au reșit. 1. 2, 3. Perfect.
Și mai vin cu una deasupra. Ia? Mm-hmm. Până mâine. Dacă capacul s-a retras la ele până mâine, le-am strâns eu bine, înseamnă că-s bune. Dacă nu s-a retras, înseamnă că ori capașele ele nu au fost bune. Dar de obicei ele sunt foarte faine. Gemuțul. Cu asta fiind zise, aici am terminat. Punem asta la un cins. În ulei, că doar n-are înșe. Chiar m-am uitat într-o zi la soră mea, că zice soră mea, asta știi, te ciferești să pui ulei și zice câtă mine. Mă, dar tu ai pus ulei acolo. Mă, zic, eu am pus. Păi și mai pun ulei și așa e. Dacă nu pui la carne un pic de ulei sau untură sau ce vrei tu, nu se prăjește. Tu poți să-l așa clar, da? Ce faină. Și apoi ieri au venit fratele meu și prietenul meu drag, Andrew, și m-a dus și salutări de la una Tabita, sora Tabita, doamna Tabita, sora lui, că ea face prăjituri în Atlanta. Și m-a transmis salutări că se uită la emisiunea noastră. Îi mulțumim. Mulțumim din suflet. Mulțumim din suflet. Zice, te rog să-i spui. Și m-a spus Andrew. Zice, vai, Marcela, o doamnă, o soră de-a voastră de acolo, zice, tăți au spus și de-o grămadă de ori. Andrew, să nu uiți. Cum să uiți, Andrew? Nu o să. Și m-am bucurat că poți să aduci atâta bucurie unui suflet. La atâția suflete. Uite aici. Așa, aici. Așa, te ce merg acolo, zici, da, da, da. Faină. Uite, brânza e acolo. Așa, aici. Îmi place să fie colorată, nu? Arată mai bine. Poți să nu pui. Dacă nu ai ardei numai roșii, pune roșii. Nu o să spui că nu o să faci la nepotă tu sau ție odată când vine cineva acasă că n-ai avut ardei. Deci, vai, dar doamna Marcela a avut... Doamna Marcela a avut că ea umblă mult pe la magazine. Dar tă la fel, și numai cu ardei roșu sau verde. Acum chiar prea puțin contează. Îți faină să le ai colorate dacă le ai. Dacă nu le ai, ardei roșu chiar e grozav. Mai așa mă arată mai bine dacă le... Deci. Ia. Superb. Superb. Deci, grozăvie, uite aici cum azi. Ceapă trebuie neapărat la ea. Deci dacă nu mănânci ceapă. Aștia nu cunosc. Ia. Pui acolo, el a fost aici pus acolo. Aștia le punem aici. Super, super. Asta se mănâncă la restaurantele mexicane. Wow. Wow, wow. Și până să fac alea acolo, că trebuie să le lăsăm să facă bine, 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 bine de tot, o să stângă asta, că știi ce am observat? Lucru. Am observat un lucru că dacă merge fenul, ia din alea și nu-s chiar așa de... De aia nu merge așa bine. Dar uite, aici am să vă arat pentru că în două minute să face și ăsta și atâta face în camera mea, nu sunt ce sperie astăzi, da? Ce loc frumos. Uite, aici am niște biscuiți, cam 200 de grame de biscuiți și 100 de grame de unt. Atât a fost. Le sfărbi biscuiți, îi pui untul și îl pui în frigider, pentru că acolo știți ce fac și fac și asta, e un cheesecake. Cheesecake-ul ăsta care se face instant. Toată lumea îl mănâncă, e atât de scump la magazine, chiar m-am uitat, că să merge domnul, dar un picuț, când ai copii și ai familie mult acasă, nu prea îți permiți niște lucruri din astea. Și atunci vii cu, este un pachet de unt acolo când deschizi cu rost, te rog frumos să mi-l dai. Ăla cu roșu. Ăla. Așa. Și acum vii cu niște unt la el,
Pui aici așa cam așa. Da, mulțumesc. 75 de grame de unt, pui 200 de grame și 50 de zahăr. Dacă vrei să o faci mai dulce, ești foarte binevenit. Vii și pui un cream cheese. Da? Neapărat. Cremă de brânză, așa se numește, o știți fiecare. Da? Uite aici. 250. Asta are 300 de grame, zic eu. După cât cunosc eu, cât în continuu facem noi. Eu folosesc brânza asta și aici am mascarpone. Și de ce? O am în frigider și am zis că de data asta pot să fac cu mascarpone și am să vă zic de ce. Pentru că am să pun gelatină la ea și atunci faptul că pun o gelatină, o las în frigider de azi până mâine cu fructe cum e acum, afine sunt, zmeură este, căpșuni este, tot ce vrei. Nu mai există că nu le avem și le avem cam tot timpul anului. Poate că ar trebui să pun mai mult zahăr pentru că am pus jumătate de kilogram de, de brânză și atunci îți trebuie cam 400 de grame de zahăr, praf, logic. Ok? Și tot cu tine trebuie să mă folosesc cameramenele că trebuie să fie o vanilie acolo. Păi da, mai avem ce face dacă tu ești la îngemână. Uite ce faină-i. Lăsați până să rumenește. Făcut bine, asta înseamnă rumenit. Uite ce faină ești. Grozăvie. Lichid sau? Lichid, lichid. Uite aici așa. Vanilie. Și am să vă arăt aici că am gelatina. Gelatina o faceți, opa, cum scrie pe... mă bagi în microunde, cameramenule, un minut. Și aici venim cu 100 de mililitri de 400 brânză, 400 de grame zahăr praf, 100 mililitri frișcă și o gelatină. Gelatina este scrisă pe plic cum se folosește. Se face până se dizolvă, are niște zgronțuruță micuță, așa ca niște ăsta, aia trebuie să se dizolve în apă caldă. Dar nici să o opărești prea tare, că atunci nu iese bine. Bine? Imediat sunt ce-n gata. Să vezi ce fain și ce repede să face. Miroase al vanilie, atât, e faină, super. Ea oricum stă, dar cu gelatină stă mai bine. Știi? Bun. Luați spatula ca să fii sigură că cobor totul de pe pereți, că s-ar putea să-ți rămână crema de brânză pe margine, știi? Și nu-i bună. Uite ce faină e, superbă, super faină. E foarte simplu de făcut, faceți-o că se merită. Faci focul, faci robotul încet și dai drumul încet la frișcă. Bun. Deci. E gata? E? Alea merg, e gata în 2 minute. Și? Oh, alea l-am scos afară. Despre ce vorbim? Ia, uite aici.
Ia că te la aici ai mafinele. Gemul din afine. Deci, asta o pui aici jumătate. O lași până mâine, normal. Am vrea noi să le facem astăzi, dar am să vezi că am făcut una ieri cu elevii. Știi? Și a ieșit grozavă, dar cu cireș. Cu, din asta am făcut cu... așa. Faci una așa, da? Se intre în asta toată. Da? Așa. Acum m-a venit idee. Și asta la altă o pui separat, așa, pe ea. Și o lași în frigider, ți-a spus până mâine. Da? Deci, faceți că se merită și am să vă mai spun ceva. De ce vă spun că se merită? Pentru că am fost în mall, 21 de lei, cameramanul era o bucată de cheesecake. Micule. Ticule, o tăviță de asta faci. Hai, da, mai, mai. Învățați să faceți acasă, că nu e rușine să gătiți. Terminați cu... Mai ales dacă ai copii și mai vezi și mai și vegea maclea. Mami miei, mami miei. Nu, fata nu prea, mama nu prea zicea nimica. Știi? Mi-am dat de-o seama că n-am zis nimic, că nu era problema mea, dar am zis, mama trebuie să învețe, să facă cheesecake-uri și de ăștia. Nu se mai poate astăzi. Sunt foarte scumpe tăice. O să zici, da, dar să știi că este când le găsești ieftine, sau uite, de exemplu, fructele care le pui, tot așa de bine le poți lua înghețate, stau foarte bine, de acolo scoți când ai nevoie și le faci. Uite aici, ia, uite. Nu. No. Ia. O bai la frigider de azi până mâine? Mâine când ai scos-o de acolo cu gelatina, cu tot. Vai, ești un delicious. Ești o delicatese, mama. Și acum am să vă scot unul care l-am făcut ieri. Să stai aici. Să stai aici. Așa. Uite aici, hai să vă arăt. Unul care l-am făcut ieri. Ia. Uite aici. Oh, că n-am putut să las un picot. Uite, uite, uite cum arată. Ia, am pus pe el niște gemuți, dar nu era chiar fier gemul meu, nu era. Dar uite, uite cum arată. Uitați aici. Ia. Uite cât e de tare. Uite aici. Ca să vezi ce înseamnă cheesecake-ul. Eu l-am făcut cu afine, pe da. Brânza noastră e gata. Ia. Wow, ce faină ești! Cremoasă, faină, bună! Uite! Carnea noastră e gata, uite aici. Dai la o parte. Ce faină e! Și ne amesteci împreună. Ia! Uite aici, ce faină e. Doar să se moaie puțin. Aici nu trebuie să le faci praf. Ardeii și cu ceapa și cu asta. Doar să se moaie un pic. 5 minute le lăsați să stea așa. La focul maxim, dar pus sărăcuțul focul meu. Nu mai știu ce să mai zic. Uite aici. Hai că lăsăm alea până și o asamblez acum, în două minute. Aici am pătrunjelul tăiat, roșia, deci are roșii, pe Dani n-are roșii, are la sardei, mamă. Dragii mei, eu cred că, nu știu dacă n-am avut, o să mă uit să văd dacă n-am și un pic de coriandru. Dacă nu pui coriandru, nu se întâmplă absolut nimic. E ce faină roșie.
De la Curtiș, fraților, de la Curtiș. Wow, și niște roșii grozave. Mă, lucrurile bune, cameramenule, trebuie promovate. Eu astea zic când zicem că să mâncăm de la noi. Da, și eu sunt de acord cu voi. Și îmi place să susțin un langoș, da? Îmi place să-l susțin. Pe fracele Marin, absolut că îmi place. Fii binecuvântat, frate Marine. Că nu uiți de noi. Slăvit să fie Domnul. De-aia e Domnul viață veșnică. Și binecuvântări cerești și pământești. Să-ți poarce de grijă, să-ți dai sănătate, familiei tale și tot ce ai tu. Și acum trebuie să mă întorc la langoș, care, da, ce-mi place la langoșii ăștia, așa. Nu numai că-s faine langoșii, să știți. Eu mai mă duc în piață pe la ei. Câteodată nu-mi trebuie, că sunt tot în diet, știți. Da, mă duc pe acolo să-i salut, pe precinii mei, Coco. Și vă spun, în piața Mihai Viteazul. Dar și erau și astăzi precinii care se uitau la mine la emisiune și erau acolo. Dar știți ce este interesant? Eu n-am văzut oamenii ăștia odată și de-aia am continuat să merg la ei și am să vă spun și de ce. Măi, fratele meu, de câte ori am stat acolo și am stat cu ei de vorbă și m-am uitat și de departe, că nu numai acolo ca să zici că vai, da, ai fost acolo și atât de unor dăruit. Dacă drag nu a fost, m-am uitat așa o dată de departe la ei și am zis, uite ce înseamnă să iubească pe Domnul. Și ce înseamnă să știe că tot ce au este din mâna Domnului și că tot ce au Domnul i-a dat. Foarte mare lucru, aveți grijă cum trăiți. Că Domnul vrea să binecuvinteze pe toți oamenii, nu numai pe ei sau pe noi. Dar problema este că noi, dragii, noi suntem așa. Ia. Știi cum am văzut pe internet un tip care spunea foarte, tipul e, cum se spune, e destul de media bun. Și eu înțeles că părinții lui dăruiau și de ce sunt astăzi sunt datorită părinților mei. M-a plăcut enorm de mult descrierea lui și a zis așa, când îți cresc bogățiile, nu-ți fă gardul mai mare, lungește-ți masa. Nu fă gardul mai mare să nu ce vadă cineva. Lungește-ți masa. Câția oameni am întâlnit în viața mea care Domnul ar fi vrut să-i binecuvinteze, dar nu ar avut de unde. Ori murit și ori murit știind despre ei că au fost doar niște oameni ambițioși care au făcut ceva în viață. Nu-i destul. Nu-i destul. Oricum era uitat și ăla. Au avut ambiție, mai aud pe cineva că a scris. A fost un om ambițios care a venit cu nimica în țara asta și a plecat și așa a fost. Hai, lasă-l acolo, enjoy, dragul de el. Da? Pentru că dacă nu a făcut pentru Hristos nimic, nimeni nu-și va aduce aminte de el. Dar să știi că săracul își aduce aminte de noi și mulțumește lui Dumnezeu, își aduce mulțumiri. Dumnezeu se bucură, auzi? Să câte lucruri care se leagă de dărnicie, dar să o faci din dragoste. Să o faci din toată inima când o faci, ca Domnul să se bucure de tine. No, ia că și suntem gata cu tot. Să nu ce sperii cameramenul, că asta e viața câteodată. Când unii cameramenul îmi place de el, când vine și vede că e masa goală, să uite el așa trist, așa, știi? Cam tristuț așa. Asta. Nu, că terminăm faină până la sfârșit. Așa. I-am și dat o langoșă și am zis, mă, fac le-o la angoșa. Că... Ia. Pătrunjel, roșii, ceapă. Zici, dar de ce le pus așa în farfuria asta? E, ca să le mut în alta. De ce? Ca să speli două farfurii, Marcelă, din cauza asta. Aleluia. Tașeți, că nici eu nu m-am dat seama. Am uitat de ceapă. O, da, se întâmplă. În bucătărie ești numai capul să pune numai la inteligență, că zici, faci o mâncare, nu e adevărat, în continuu, pui aia, vezi dacă merge aia, vezi dacă, așa, uite și, uite ce faină azi, ia, wow, good, hai acum să vedeți cum le asamblăm. Asta contează, wow, ce faină. Când mergeam în Atlanta, merg la un restaurant acolo cu... Precinul ăsta nostru cu fratele nostru, Andrew.
Îi place mâncarea mexicană, îl iubesc pe Andrew, așa că e un om care îmi prețin adevărat. Faină, de fiecare dată zic, hai Marceluța să mergem să mâncăm. Mă, dar păi este mâncare acasă. Lasă, nu-i ba, hai că mergem la restaurant. Acum noi considerăm, voi considerați aici că voi sunteți la restaurant. Bun? Ok. Ia. Și veniți cu brânză. Așa. Ok. Ia, vai. Vai și minunia. Ia, dați-vă și voi. Și să mănânc așa, da. Așa să mănânc. Deci de-aia americani sunt grași, dar pentru că noi suntem tare slabi. Ca popor. Tu ce zici? Ia. Deci cameramenule, că nu-i rău, nu? Nu-i rea treaba asta. Nu? Nu, deloc. Uite aici. Cu cât e mai multă brânză, cu atâta zice lumea că e mai bună. Și asta și face brânzetul. Bun. Ia. Așa. Și acum vei și... Deci, dar de ce pui ăștia? Asta e acră, e faină, e super, ia. Yeah. Și acum, bineînțeles, uite așa, că ai nevoie și de un strop de salată verde pe margine. De ce? E figură, azi figură ăștia, știi? Zice, dar de ce pui salată în jur? Ehe, vă spun eu de ce pui salată în jur. Mă, stai să vă explic eu de ce. Ca să zici că ai mâncat și verzătură și că ai fost la dietă. Așa-i? Suntem grozav. Terminat tot. Emisiunea noastră va lua sfârșit. Arată grozav. Cum o mănânci? Dar păi simplu, mami. Iei de și așa asta. Iei de aici așa. Cu mâna o mangi. Cu mâna. O lavă. Are tot ce trebuie. Asta nu mai se sărează așa, să țineți mincea. Stai să scot minunea minunilor de aici din cuptor. Zici tu, e bună mexicana, aici să pui pe ea cameramenă, direct aici, să se vadă și pe cheesecake cum eu. Și aici să vezi, să vadă în spate langoșele lui Coco. Da. Slăvit să fie Domnul. Acum să vă scot ceva. Asta e fratele Marie. Uitați-vă aici. Ce bunătate! O mai las la cuptor, dar am vrut să vă arăt ce am băgat. Ia! Oh, ce faină ai! Trebuie să tai o bucată că zice, n-am ce faci. Hai, da-s! Ui, Doamne! Ia! Să lipește de mâini. Mai pun jos până scade toată zama asta de pe ea. Asta ia că tu o pun așa la o farfurie. Ia, ca... Vai cum arată, vai cum arată. Mai lăs 10 minute jos ca să scadă toată zama de pe aia și o mănânci așa. Doamne, tu ești minunat. Asta am uitat-o, Geri. Măi, dar cum ai putut să ce faci? Ia că te lăsăm jos. Încheiem emisiunea noastră. Emisiunea noastră a luat sfârșit. Tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Nu ești nimeni.
Deci, domnul, într-un verset, ești umbra pe mâna mea. Unde-i mâna? În față. Unghiță ține, domnul, nu-ți pace. Nu a zis, domnule, că ești pe pișorul lui. A zis, ești pe mâna mea, care e cea mai importantă, care îmi stă timpul în față. Pentru că ai valoare și ai trecere în ochii lui Dumnezeu. Mulțumește lui Dumnezeu pentru că e Dumnezeul tău și pentru că El te va duce pe culm pe care nici măcar nu l-ai visat vreodată. Aș vrea din toată inima să vă spun că poate de multe ori neglijăm părinții care ne-au purtat pe brațe și care au stat lângă noi și ne-au învățat tot ce știm astăzi datorită lor și au făcut gemuri care nu se fac ușor și ne-au pus compoturi și care au fost cu noi întotdeauna și ne-au învățat și ne-au ferit de rău, cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, dar și ei cu sacrificiul lor. Iar dacă undeva, departe, ai uitat de părinți, nu uita. Fericirea ta depinde de cum îl vei cinsti pe mama și pe tatăl tău. Ai grijă cum trăiești. Mulțumește lui Dumnezeu pentru copiii tăi minunați, pentru familia care o ai, pentru țara unde trăiești. Ai grijă că țara aceasta ne-a dat-o Dumnezeu nouă și ne-a dat o țară atât de minunată, România, încât cât te vei duce, vei vedea că sunt țări frumoase, dar nu-i țara ta. Iar dacă cumva trăiești într-o țară departe, ești nefericit. Ai o țară ta, România, unde te poți întoarce oricând și unde se vorbește limba ta și neamul tău cel românesc și Dumnezeul nostru care ne poartă de grijă și libertatea credinței pe care o avem în România nu se poate măsura cu nicio bogăție pământească. Mulțumim Domnului pentru bisericile deschise, pentru pastori, pentru preoți. Duminică mergeam la biserică și am văzut șir de oameni mergând la Biserica Ortodoxă, la Catedrala Veche. Am stat, am oprit mașina, am ridicat mâinile spre cer și am spus, Doamne, îți mulțumim pentru țara aceasta. Roagă-te pentru conducerea țării. Roagă-te pentru cei îndrăgătorii și cei aleși, ca Dumnezeu să ajungă să ne dea oameni care să iubească pe Dumnezeu, să iubească familia și nu oameni care nu cred în familie și în Dumnezeu. Aveți grijă, fiți oameni destoinici, înțelepți și aveți grijă că Dumnezeu v-a dat libertatea de a alege. Fiți binecuvântați!